2023 pe marele ecran. Povestește-mi cum a fost experiența din pelicula Visul. Măi, eu am fost la Visul, eu am un rol mic, rolul lui Bogdan acolo, care este vedeta de la București, care vine și ia pâinea celor din provincie la teatru. E foarte drăguț. E un fițos și jumătate, Bogdan. Și eu am filmat în prima zi și în ultima zi de filmare a lor. Deci am prins toată emoția aia de final și am prins și toată relaxarea aia de... Nu, toată emoția aia de început și toată relaxarea de final, știi? Dar e un proiect foarte drăguț. E un proiect care cu siguranță o să placă, pentru că e o comedie cu un twist și cu, să zic, un deznodământ foarte frumos. Știi? Adică e, nu vreau să vă dau spoilere despre ce este vorba. Merge să-l vedeți, că e chiar fain. Sunt curioasă dacă ai fost la casting sau ai fost așa invitat de onoare. Păi, în momentul în care m-au chemat să-l fac pe Bogdan, m-au chemat la casting. Dar după ce am dat proba, au zis, bă, gata, nu mai, e ok. E perfect. Cătălin Saizescu e un om de nota 20 și a zis, da, nici măcar nu ne mai chinuim și așa, ești liber în zilele alea, m-am uitat, băi, da, ok, bun, hai, facem, știi? Ești în cărți și pentru o altă producție sunt mai multe așa în lucru. Măi, am două producții mari de cinema care se lasă așteptate pentru că, na, e preproducție multă, bugete și așa mai departe. Alea, dacă ies mișto, se lungesc lucrurile de aproape 2 ani deja la amândouă, pentru că așa e, când vrei să faci un produs bun, sunt mulți care, na, așteaptă și 5 ani să filmeze un proiect de genul ăsta. Sper să nu ajunge la 5 ani, dar sunt două proiecte dragi mie, pentru care am filmat niște părticele mici și care aș vrea să se concretizeze, pentru că sunt foarte faini. Și în paralel mergem cu teatru cât de mult se poate, pentru că e o magie la teatru, chiar este, și ne place foarte mult.